Pogorârea Duhului Sfânt sau Rusaliile este sărbătorită în calendarul creștin-ortodox la 50 de zile de la sărbătoarea Învierii Domnului, Sfintele Paști. Așadar, creștinii ortodoxi au sărbătorit duminică și luni, cinzecimea sau pogorârea Duhului Sfânt peste Sfinții Apostoli, cunoscută în popor drept Duminica Mare sau Rusaliile. Pe când Sfinții Apostoli se aflau în Ierusalim, după ce au fost martori la înălțarea la cerul Mântuitorului, Fiul Omului și Fiul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt s-a pogorât într-o zi de duminică în chip de limb de foc. Început a vorbi cu străine graiuri, cu minunate dome, cu uimitoare învățători ale Sfintei Treimi. De sărbătoarea Rusaliilor în biserici se aduc ramuri de nuc care se sfințesc și se împart credincioșilor la finalul slujbei, simbolizând limbile de foc coborâte peste apostol și puterea Duhului Sfânt. Acestea se păstrează la icoane, oamenii având credința că le apără casa și gospodăria de lucrurile rele. Însuți mozi răspide și dumneavoastră de oameni, auzi pe noi în orice zi de consumare, dar mai ales în această zi a cinci de cinii în care Domnul nostru Iisus Hristos, după ce s-a înălțat la cerul și a zis la dreapta ta, Dumnezeule și Părinte, a trimis pe Fiul Său cel Sfânt peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, care a cerut peste fiecare dintre înșiși și l-au umplut tot de harul lui cel neîmputinat și au grăit într-alte de sale și au prorocit. Deci auzi-ne pe noi care acum ne rugăm ție și aduți aminte de noi și o sfântiții și anumită rogirea sfântelor noastre. Biserica Sfânta Treime din Lerești, care și-a serbat hramul de Rusalii, are o vechime destul de mare, lăcașul de cult fiind construit în urmă cu mai bine de 200 de ani.